În data de 17 mai se împlinesc 123 de ani de la nașterea lui Romul Adia, un mare sculptor bănățean și un nume de referință în lumea artei românești. El a fost elevul învățătorului Iuliu Birou, tatăl scriitorului Virgil Birou. După absolvirea studiilor secundare la Oravița și Timișoara, la Școala de Arte și Meserii, în anul 1922, Romul Ladea devine student la Școala de Arte Frumoase din București. În 1924 se înscrie la prestigioasa Academie din Paris și frecventează atelierul celebrului sculptor Constantin Brâncuș. În anul 1927 Romuladia este numit profesor la Școala de Arte Frumoase din Cluj, iar în 1933, odată cu mutarea acesteia la Timișoara, el rămâne acolo până în anul 1949. Contribuția sa la dezvoltarea artei și culturii în orașul de Pebega este remarcabilă. Ulterior, la înființarea Institutului Andreescu din Cluj, Romuladia este numit profesor de sculptură, activitate întreruptă în perioada 1951-1962. Operele sale se regăsesc în aproape toate mari orașe ale țării. Așadar, Romuladea a parcurs un drum impresionant în căutarea cunoașterii și perfecționării sale artistice. Opera sa reflectă pasiunea, dedicarea și influența maestrilor din domeniul sculpturii.